Victor Ponta lansează nucleara, procurorii n-a pregtiser flagrant pentru Liviu Dragnea. Fostul premier Victor Ponta face o dezvăluire incendiar, într-un interviu pentru Stiripe Surse.ro. Ponta a explicat că în perioada în care Dragnea era vicepremier și ministru al dezvoltării îi se pregătea un flagrant de către procurorii din DNA, pe dosarul Teldrum. Noi știam faptul că Liviu Dragnea avea niște oameni în DNA. Liviu Dragnea avea o lectură cu Papici, procurorul de caz în dosarul referendumului. Dar în alegerile lui Dragnea nu au contat, pentru ce procurorii au vrut să îi organizeze flagrant în Ministerul Dezvoltării. În locul lui Dragnea au picat Val Prădai, un om din DNA. Nu înțelegei ce documentele pentru Val Prădai pentru consilierul din DNA erau, de fapt, pentru Liviu Dragnea. Ei doreau să îi fac flagrant lui Liviu Dragnea în birou la Ministerul Dezvoltării. Eu l-am zis ce nu se poate, ce e vicepremier. Val Preda, care a adus niște documente de la Teldrum în Ministerul Dezvoltării, crede ce le adusese pentru el. Nu, le adusese pentru Dragnea, de aceea doreau să îi fac flagrantul, a spus Victor Ponta, pentru Stiripe Surse. Ponta continuă povestea, îi explic ce în 2013, Liviu Dragnea era înțeles cu procurorii DNA să nu-l trimit în judecat în dosarul referendumului. Această înțelegere fusese făcut de Dragnea cu Covesi Coldea, la momentul numirii procurorilor, însă în timp lucrurile s-au schimbat. În 2013 vine Dragnea la mine și mi-a spus, băi, cred ce ne-au minat. Prim aș spus Papici ce îl pune Covesi se le trimit în judecat. Eu i-am zis ce partenerele se serme ce nu mai facem dosare politice. Lui Liviu Dragnea i-au promis Coldea și Covesi ce nu îl vor trimite în judecat în dosarul referendumului. L-am luat pe Liviu Dragnea, i-am mers la Maiori la Coldea, eu me dusesem să me bat pentru Liviu Dragnea, le-am spus ce nu accept sub nicio formă să se fac un dosar pe referendum, ce e incorrect. Ei mi-au spus, stai ce rezolv-me. Dosarul a mers mai departe, după cum ai văzut. L-au pecelit pe Dragnea cu referendumul. Papici a zis ce Covesi, Covesi zicea ce Papici. I-am zis lui Dragnea, fraier, ai fost să ai încredere în astfel de oameni, nu trebuie să ai încredere. M-am dus la Cazan și i-am spus să îi schimbe pe cei din DNA care fac dosare politice, cum e cel cu referendumul. Cazanciuc, care nu este un curajos de felul lui, a înțeles ulterior i-a cerut schimbarea a doi procurori din DNA. Ulterior, AIT Covesi la televizor i-a reclamat faptul că guvernul se implică în activitatea DNA. În perioada respectivă eu trebuia să plec în SUA. După
declaraia lui Kövesim a sunat tata-atul ambasadei SUA în România, i-a spus ce sunt probleme cu vizită, ce a sunat Kövesim să se plâng. Atunci eu le-am spus ce nu mai fac nicio vizită în SUA. Era cât pe aci să ratez vizita în SUA case, le-a prepe Liviu Dragnea. Până la urmă am întâlnit doar cu vicepreedintele Biden, de-i trebuia să mă întâlnesc cu Obama, a spus Victor Ponta.